Salut și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube la rubrica Freelancer Talk. Eu sunt Luminița Balaban, Freelancer Digital Strategist, dacă sunteți pentru prima oară aici. Și de la început vă spun că această rubrică este pentru freelancer, fie că sunt de ceva timp freelancer, fie că sunt la început, fie că își doresc să se apuce de asta sau de ce nu sunt cei care vor proiecte de freelancing în paralel cu jobul lor sau chiar și pentru antreprenori și oameni din companii care lucrează cu freelancer și vor să înțeleagă mai bine modul în care aceștia gândesc. Iar astăzi, pentru că tot ne apropiem cu pași repezi de finalul acestui 2020, e foarte, foarte tumultos pentru noi toți, am zis să facem așa un fel de checklist, un fel de listă de lucruri pe care consider eu sau pe care eu încerc să le fac, să mă țin de acea listă acum în prag de an nou, pentru că eu cred că mă ajută și ne ajută foarte mult și o să o luăm punct cu punct, să vă dau câteva din ideile pe care le-am notat aici pe carnețelul meu în timp ce făceam acest mic research, de fapt ne puneam ideile în ordine, iar dacă vă ajută și pe voi, m-ar super bucura să-mi lăsați în comentarii sau să-mi spuneți și alte lucruri pe care voi le faceți. Și bineînțeles, de la începutul clipului o să vă rog să vă abonați la canal pentru a ajunge la cât mai mulți oameni. Un like acolo și un comentariu sunt la fel de importante. Eu fac tot acest conținut gratuit pentru voi pentru că îmi doresc ca împreună să creștem această piață a freelancerilor și să câștigăm mai bine și să fim tot mai buni. Așa că sper că pentru voi să dați un like, la schimb nu este niciun mare lucru și nici să apăsați acolo pe butonul de subscribe, este gratuit, fără prea mare intro și fără prea mare vorbărie, pentru că avem destule de vorbit azi pe acest subiect. Hai să vedem care este checklist-ul pentru 2020, pentru a-l termina așa în forță, cât mai sus, cu putință și mai ales pentru a începe 2021 pe un mare plus. Numărul 1. Cred că este cel mai bun moment să ne facem bilanțul a ceea ce a fost și să tragem și niște concluzii din asta, nu doar să ne punem pe hârtie ce s-a întâmplat, pentru că, în mod cert, 2020 a fost un an care a început cu niște așteptări, cu niște obiective, care apoi au trebuit realmente regândite, dar nu știu dacă total, dar cel puțin parțial. Cu toții am încercat să ne adaptăm, cu toții am învățat lucruri noi, skill-uri noi, poate am făcut și lucruri care nu ne erau chiar pe plac. Așa că eu zic că dacă ne uităm pe lista de obiective, nu știu, de pe 1 ianuarie, cel mai probabil n-o să coincidă cu ceea ce s-a întâmplat de fapt. Dar bilanț înseamnă că este un moment absolut prielnic în care să ne liniștim, în care să ne uităm în tool-uri de facturare pe care îl folosim, de exemplu în Smart Bill, în cazul meu, să vedem ce facturi am încasat anul ăsta, să vedem ce furnizori am avut, cui am externalizat, care au fost plățile, să ne gândim dacă lucrăm cu un contabil sau nu, dacă ne ajută sau nu, să ne gândim la forma noastră de societate pe care o avem, fie că este un PFA, un SC, un SRLD și așa mai departe, și să ne punem toate aceste cheltuieli pe hârtie, tocmai pentru a realiza care sunt locurile de unde încasăm cel mai mult, care sunt locurile de unde nu prea și care probabil ar trebui eliminate în 2021, sau care este sursa de la care putem atrage și mai mulți bani în 2021. Și tot la capitolul bilanț, cred că este foarte important, nu doar la totalul încasărilor, să ne uităm, pentru că par sau pot părea multe, dar apoi dacă punem și cheltuielile în acest bilanț, s-ar putea să ne dăm seama totuși că nu avem acest profit uriaș pe care îl visăm, nu știu, cu 4 zerouri sau de ce nu, poate chiar cu 6 în euro. Așa că am mai avea mult de tras până acolo, cel puțin eu una mai am până să ajung la profit cu 6 zerouri în euro. Dar la cheltuieli e foarte important să ne uităm, tocmai pentru a vedea dacă undeva nu greșim. Poate investim în tot felul de tool-uri care teoretic ne sunt utile, practic ne putem debarasa de ele. Poate avem un cost cu contabila mult prea ridicat, poate lucrăm cu un furnizor mult prea scump și așa mai departe, sau poate e vorba de cheltuieli
care pur și simplu sunt un moft și atunci dacă vrem să ne creștem profitul la finalul 2021, probabil va trebui să le tăiem de pe listă, ceea ce în schimb nu este obligatoriu, atâta timp cât pe voi vă face fericiți, vă face mai productivi în a lucra și mai bine. Nu știu, exemplu concret ar fi dacă tu anul ăsta ai investit într-un nu știu care stilou special, care teoretic ție îți aduce mai multe idei și ești mai creativ atunci când livrezi idei pentru clienți. Mă rog, asta ar putea fi un moft, dar ar putea fi și un lucru pe care îți dai voie să îl ai tocmai pentru a fi tu mai bun în meseria ta. O altă investiție ar putea fi website-ul. Poate nu este ok că lucrăm cu cineva extern care ne ajută să ne upgradăm site-ul, îl putem face și noi și așa mai departe. În orice caz, într-adevăr, este momentul de făcut bilanț și asta înainte să mergeți la contabilă. Bilanț voi cu voi, pentru că e business-ul vostru, pentru că voi sunteți înainte de toate proprii șefi și știți cel mai bine la ce ar trebui să renunțați, spre ce să vă focusați mai departe și unde credeți că greșiți. La numărul 2 eu am pus echipa. Echipa asta nu trebuie să fie obligatorie la voi dacă sunteți freelancer de tip eu sunt, nu știu ce fac eu, grafică și doar eu cu mine lucrez și preiau proiecte de la clienți. Dar nu cred că se întâmplă asta la foarte mulți oameni, pentru că deși suntem pe cont propriu, întotdeauna lucrăm și cu alții în echipă pe proiectul clientului. Echipa poate însemna, în cazul meu, nu știu, graficianul, copywriter sau IT-istul, dar în cazul altora poate însemna chiar și un junior, chiar și o asistentă și așa mai departe, sau un asistent. Echipa cred că ar trebui foarte bine gândită acum în momentul ăsta de final de an, tocmai pentru, la rece, bineînțeles, și cât de obiectiv se poate, tocmai pentru a vedea care sunt acei oameni care au venit cu un extra pentru tine, un plus de valoare, care te-au ajutat să câștigi mai mulți clienți noi sau o parte mai mare din businessul acestuia, care te-au încurcat, care au întârziat deadline-urile, ce ar trebui schimbat la echipa cu care lucrezi și echipă, repet, nu vorbesc de o echipă dintr-o companie, angajați cu salariu fix, ci echipa cu care tu te-ai obișnuit să lucrezi. Pentru că întotdeauna, indiferent ceea ce faci ca și freelancer, invariabil vei interacționa și cu alți oameni. Fie că echipa ta este doar din, nu știu, un alt partener de business sau un alt expert pe un domeniu complementar. Și dacă am trecut prin acest bilanț contabil, vă spuneam eu că ar trebui să vă uitați și la sursele de unde vin încasări cele mai mari. Așa că la punctul 3 o să dezbatem și o să detaliez puțin despre sursele de venit. V-am mai povestit pe acest canal, mai avem, cred că vreo 21-22 de clipuri, ceva pe acolo. Le găsiți pe toate, pe playlist-ul Freelancer Talk de pe aici, pe Lumi Travels, așa că vă invit să le vedeți, uite, acum la final de an. Chiar sper să aveți timp să treceți prin toate, pentru că sunt foarte, foarte multe lucruri utile pe care eu am încercat să le structurez de-a lungul acestui an, să vi le dau, să vi le ofer. Așa că una dintre astea despre care știu că am mai vorbit cu siguranță este despre faptul că eu consider că e ok și ar fi bine și ar fi indicat să ai mai multe surse de venit atunci când ești freelancer. Fie că înseamnă o platformă de freelanceri, clienții fizici reali și, nu știu, mai câștigi din încărcându-ți fotografiile pe o bază de fotografii unde acestea sunt cumpărate de alți oameni contra unei sume, bineînțeles. Depinde, sursele de venit diferă de la persoană la persoană în funcție de ceea ce îi place să face, să facă, la ce se pricepe, de hobby-urile lui și așa mai departe, sau depinde cât de avansat este, de ce nu pentru unii pot fi și bitcoinii sau mai știu eu ce jucat la bursă. Depinde, este relativ aici. Dar la sursele de venit l-am pus aici ca punct separat pentru că realmente cred că este momentul să vedem așa pe categorii unde am muncit prea mult și am câștigat destul de puțin. De unde au venit mulți bani, deși nu am investit atât de mult timp? Ce fac la anul? Ce schimb? Mai găsesc o sursă de venit? Renunț la ceva ce mi-ocupă prea mult timp și nu mi-aduce încasări prea mari? În cazul meu, de exemplu, eu vreau să vă dau un exemplu concret. Anul acesta am ținut 4 traininguri de Facebook Ads, dar dedicate antreprenorilor. Special, un training special de 4 ore, special gândit pentru ei, în care iau de la nivelul 0, cel mai 0, nu știu cum facem setările în business manager, până la rapoarte și optimizări pentru funnelul de vânzări. E, și l-am făcut așa, sub forma unor evenimente pe pagina mea de blog, nu am investit nici în promovare, nu știu, cred că am investit maxim la fiecare training, maxim câte 20 de euro, 30 de euro, hai să spunem, să nu exagerez.
dar o sumă infinit de mică. Iar anul ăsta mi-am dat seama că totuși acele traininguri au fost o sursă de venit destul de ok, deși am investit enorm de puțin și bani și timp. Iar în 2021 tocmai mă gândesc să mut pe site-ul meu pe care îl am, să mut aceste traininguri acolo, să le fac să arate mai profi ca și prezentare, bineînțeles, și să fie mult mai ușor accesibile antreprenorilor care își doresc să le cumpere, să le acceseze și să le aibă împreună cu mine, bineînțeles. Așa că asta ar fi la mine o sursă de venit pe care îmi doresc să o cresc. Sursă de venit pe care, la care am renunțat, în schimb, și cred că asta povesteam recent într-un clip, este Upwork, pentru că mi-am dat seama că a fost foarte multă bătaie de cap. Am și plătit abonamentul ăla de $17-$18 pe lună vreo jumătate de an și am dat o groază de acele, cum se numesc, acele aplicații, dar vă spuneam că acele aplicații sunt destul de personalizate, deci nu e ca și cum apeși două clicuri și ai trimis că aplici la proiectul pe care l-are deschis. Și cu toate astea, după multe discuții și mult timp investit acolo, nu s-a concretizat mai nimic, pentru că toți se așteptau la fiuri mai mici, fiind o platformă unde este full de tot felul de freelanceri, și mai experți, și mai neexperți, și mai din India, și mai din toate țările. Odată ce știm deja ce a mers, ce nu a mers, ce am încasat, ce nu am încasat, și cu cine lucrăm ca și echipă, da, cred că a venit momentul să ne uităm puțin la obiectivele pe 2021, dar nu mă refer la listuța aia pe care ne facem cu toți în primele zile ale lunii ianuarie, de tipul anul ăsta vreau să mă îmbogățesc sau anul ăsta vreau să-mi cresc profiturile de 10 ori, ci mă refer la niște obiective concrete care țin foarte mult de noi, de ceea ce putem oferi. Un obiectiv, de exemplu, pe care îl putem pune cu toții ar fi ce ofer extra clienților anul acesta, ce le aduc suplimentar față de ceea ce am făcut până acum sau ce pot învăța în plus. Nu știu, să spunem că dacă până acum știai doar Facebook Ads, să spunem că îți dorești ca și obiectiv să înveți partea de Google Ads. Ăsta ar fi doar un mini-mini exemplu. Cam astea ar fi tipurile de obiective concrete pe care le putem seta. Nu știu, învăț o limbă străină, învăț un limbaj de programare, anul ăsta învăț să-mi fac eu site-ul, deși până acum lucram cu altcineva, and so on, and so on. Obiectivele țin doar de voi, de area pe care sunteți, de personalitatea voastră, dar cred că e momentul să ni le setăm. Nu neapărat pentru că, nu știu, dacă nu o să se întâmple, o să se dărâme planeta sau pentru că nu se pot modifica, dar sunt convinsă că focusul nostru și setup-ul cu care plecăm la început de an o să fie puțin diferit dacă știm că, uite, vreau cel puțin în teorie sau cel puțin ca și dorință, îmi doresc ca anul ăsta să fac aia și aia și aia și să evoluez, să fiu mai bună și pentru mine, individual, și pentru clienții cu care lucrez, poate să-mi extind și echipa și cu siguranță te ajută să evoluezi și ne ajută pe toți să mergem cu un pas mai departe. Ah, ce moment bun! Și eu chiar asta aștept, vacanța de Crăciun, jur că asta o să fac. Un moment extraordinar pentru organizare. De la organizare, de la cum arată desktop-ul de pe laptopul meu, până la organizarea pe foldere, deși în general sunt destul de organizată, vreau să șterg niște chestii din Drive pe care le-am cu clienți și mă refer mai ales la chestii cu clienții cu care nu mai lucrez deja, nu știu, de un an, dar au rămas acolo de când au tot fost puse. Vreau să mă uit puțin pe hardul extern pe care am salvat toată informația, să văd ce ar mai putea fi curățat, care era, nu știu, ori duplicat, ori neimportant. Vreau să-mi organizez puțin, să mă uit la abonamentele, subscription-urile astea pe care le am la tot felul de platforme, platformărașe, nebunii din astea, pentru că unele nu sunt chiar așa de utile sau nu varianta aia premium și așa mai departe. Deci e momentul ideal, ideal, când suntem noi așa cu o ciocolată caldă, cu un ceai, cu o pătură pufoasă și cu laptopul pe picioare, să stăm și să ne organizăm totul, tocmai pentru că pe 1 ianuarie sau hai poate nu pe 1, dar pe 2, pe 3, că pe când o să revenim deja în forță pe proiecte, să plecăm clean, să fie totul bine și să nu ne streseze că am rămas în urmă cu aia, cu aia și pe aia nu știu unde am pus-o și ce se întâmplă și e un haos. Că tot se apropie Crăciunul și trebuie să fim mai buni, nu glumesc, nu de asta, dar cred că tot așa în decembrie este un moment bun să și cerem feedback și poate chiar să și oferim, dacă ne este cerut, bineînțeles, să cerem feedback către clienții și colaboratorii noștri din anul acesta. Iar feedback-ul nu mă refer să suni un client să spui, hei, bună, cum a fost anul acesta, ci mă refer efectiv să rost să-ți dea un feedback pe LinkedIn sau de ce nu pe site-ul tău personal, dacă ai o rubrică de genul ăsta dedicată de review-uri sau, mă rog, în alt
orice altă formă online sau orice altă formă care să rămână și pe care tu apoi să o oferi mai departe la rândul tău atunci când vei vrea să atragi un nou alt client sau să te implici într-un alt fel de proiect unde o să ai nevoie de aceste recomandări. Dar cred că feedback-ul ăsta e foarte important și nu mă refer la un feedback din la totul la superlativ, ci mă refer la un feedback extrem de concret și extrem de obiectiv, tocmai pentru a și îmbunătăți ceva ce nu a fost ok, poate în relație de comunicare, poate în relație de organizare, poate, nu știu, cu deadline-urile, calitate, habar nu am. Ideea e că feedback-ul întotdeauna, atâta timp cât nu este dat cu răutate sau nu este unul gratuit venit la cineva de pe internet, că nu vorbim de așa ceva, vorbim de cineva cu care chiar ai lucrat pe un proiect, este super, super bun și trebuie ascultat și chiar gândit de două ori la el, tocmai pentru a lua niște acțiuni. Dacă mai țineți minte, în clipul trecut vă spuneam că în noiembrie m-am zbătut așa și m-am luptat puțin, fără să mă tem însă de ea, m-am luptat cu anxietatea și asta vine din ideea că nu o să am timp de toate, că nu sunt suficiente cele 10-12 ore de muncă pe zi pentru a rezolva totul și că o să explodeze ceva și că eu vreau să fie totul bine și niciun client să... nu pare ignorat, și mă rog, o disperare din asta care a dus la o stare de destul de mare agitație. Am mai trecut acum, sunt mult mai bine, dar ceea ce o să fac în decembrie și mi se pare un moment prielnic este un audit de timp. Poate sună prea mult, poate sună pompos, dar auditul ăsta de timp îl puteți face atât în agenda voastră trecând, nu știu, vă monitorizați, ca să spun așa, timp de o săptămână. Și vă puneți, nu știu, la între 10 și 11 am băut cafeaua, între 11 și 2 m-am uitat de 3 ori pe Instagram și așa mai departe. Încât să vă dați seama unde pierdeți timp. Eu, de exemplu, la mine concret știu care sunt momentele pe care le-aș putea eficientiza, dar cumva m-am obișnuit și ăsta e stilul meu și știu că oricum o să liberez totul la timp, chiar dacă stau eu apoi până spre dimineață. Dar eu asta îmi propun, să mă mai uit încă o dată, fie sub forma unui Excel, fie chiar să filmez anumite bucăți, tocmai pentru a vedea dacă există ceva în time management care mă poate ajuta. Nu știu, poate ar fi ok să mă trezesc o oră mai devreme și poate ar fi ok să mă culc la 12 sau 1 noaptea, nu la 3 sau 4 dimineața. Dar ăsta chiar e work in progress și poate să vă spun cum a mers, pentru că încă nu-mi dau seama dacă... se poate, e doar o impresie și mai am și nevoie de acele pauze pentru că vreau să cred despre mine că fac lucrurile foarte rapid și fac mai multe decât mulți oameni în același timp, mă rog, acum știu că o să sune arogant, dar eu măcar asta vreau să cred despre mine și mi-am demonstrat de-a lungul anilor că în câțiva ani am putut să cresc câți alții în dublu față de mine și poate de asta am curajul să spun aceste lucruri despre mine, dar cu toate astea tot cred că sunt niște lucruri pe care fie trebuie să le externalizez, fie trebuie să încetez să le fac, fie să nu mai iau pauze și așa mai departe. Sunt mai multe modele de time management care pot fi aplicate, modelul la clasic cu 50 de minute lucrez, 10 minute pauză, mai este modelul cu 2 ore, 20 de minute sau ceva în genul, mă rog, sunt multe, 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 multe modele, nu știu care merge la voi, nu știu pe care îl veți alege, dar cu siguranță cu toți avem nevoie de un audit al timpului nostru, pentru că în freelancing este atât de simplu să pierzi echilibrul ăsta între viață personală și muncă, mai ales în condițiile în care biroul tău este acasă, încât să ne organizăm bine timpul, ține doar de noi și nu este nimic altceva decât un avantaj pentru noi, dacă știm să facem asta. Partea cea mai puțin plăcută, cel puțin pentru mine, nu știu dacă pentru voi este diferit, lăsați-mi în comentarii că eu altceva mai neplăcut nu știu în jobul meu, este partea care ține de contabilitate și birocrație și nebunii din astea, dar până și asta trebuie să facem acum și ar fi indicat. Să ne gândim la ce taxe plătim, să ne gândim la dacă forma noastră de facturare, nu știu, că EPF-a, SCS, RLD sau așa mai departe, este ceea care ne trebuie realmente. Bineînțeles că apoi putem avea și o discuție cu contabila noastră, dacă aveți una sau dacă există una, în cazul meu există, dar cred că este un moment foarte bun să ne uităm la partea asta, cum ne putem eficientiza, cum pot găsi un sistem prin care să nu mai stau să fac manual contracte și anexe, ci să le fac într-un tool automat. Sunt multe, multe tool-uri care ne ajută pe noi ca și freelanceri, bineînțeles că aproape toate sunt contra unui fi lunar, dar dacă ne ia din timp prea mult să le facem manual, cred că mai bine implementăm
un tool din ăsta și am scăpat. Dacă nu, le facem noi manual. Dar cred că e momentul să ne uităm puțin și la partea contabilă și să vedem ce unde suntem și cum stăm. Și gata, gata, aveam impresia că sunt 10 puncte, nu, au fost doar 8 puncte, 8 puncte pe checklist-ul de freelancer. Chiar mă gândeam să fac o foaie din asta pe care să o postez pe Instagram, o foaie virtuală, bineînțeles, adică o fotografie pe care să o postez pe Instagram cu cele 10 puncte pe care un freelancer ar trebui să le bifeze acum în decembrie, când să sperăm că se mai liniștesc lucrurile, mai ales în condițiile în care nu mai avem atât de multe activări de branduri, nu mai avem atât de multe evenimente de Crăciun și sărbători, așa că ar trebui să mai respirăm măcar un pic, un pic față de lunile astea din toamnă. Am filmat dintr-o bucată și am uitat să mai opresc camera și mi-a spus că este pauză de filma prea mult sau ceva în genul. Da, spuneam că nu știu la voi cum a fost, dar la mine a fost un haos lunile astea, nu neapărat a fost un haos, dar a fost super, super, super aglomerat. Lăsați-mi și voi în comentarii dacă ați mai pune ceva pe acest checklist pe care azi l-am inițiat, de care sunt așa foarte mândră și pe care vreau să-l transmit către toți freelancerii, și chiar trimiteți-mi, nu știu, poze, dați-mi tag pe Instagram și așa mai departe, pe Lumi Travels, dacă treceți prin aceste punctulețe și chiar le puneți în aplicare. Eu așa mi-am propus, așa am deja mi-am trecut în agenda, să le fac pe toate foarte frumos și organizat, mai ales aia cu auditul de timp. La mine aia este mandatory, pentru că în ianuarie chiar vreau să am un program mult mai, nu neapărat mai lejer, ci mult mai ordonat, dacă se poate asta, eu sper să da. Dar cam astea au fost. Mulțumesc mult de vizionare, mai ales dacă ați ajuns până aici. Sper să ne vedem curând. Nu-mi dau seama dacă mai e un clip până la finalul 2020. Dacă nu, ne vedem în 2021. Dacă da, cu mare drag, să vedem dacă mai sunt idei. By the way, lăsați-mi și voi în comentarii despre ce ați vrea să mai vorbim aici pe Freelancer Talk. Ce v-ar interesa concret, dacă sunteți freelancer sau dacă vreți să vă apucați de freelancing. Oricare dintre astea funcționează. Și nu uitați, încă o dată vă spun și vă rog să vă abonați la canal, apăsați acolo pe subscribe, eventual și pe clopoțel, pentru a primi și următoarele clipuri cu informații utile pentru voi, bineînțeles. Să dați și prietenilor voștri interesați de acest subiect și ne vedem data viitoare!